Neața. Neața. Mi-a fost dor, sunt dor cu tine. Tu ai vorbit serios aseară? Chiar plecăm în America și fac transplantura de uter? Da, normal. Uite. Ca să te convin singură. S-au făcut deja în lume 73 de transplanturi, dintre care 20 doar la clinica asta în state. Vezi? Mai chiar o să facem asta, nu? Da, normal că o să facem asta. Suntem ocupați! Mă scuzați, dar e important. Ce? Trebuie să cobori, Andreea. De ce? Te așteaptă poliția. Vă așteaptă cine? Au zis ceva? Da, că au un mandat de aducere pe numele Andrei Rădescu. Zile că o să coboare. Da. O să cobor? O să cobor și le spui ce am vorbit. Că a fost Silviu. Dar... Nu, Adela, am spus că ai fost tu. Da, mă, las-o pe Adela. Îi spui că eram certați și că te-ai supărat pe mine. Și Mioara a zis că am fost eu. De Mioara mă ocup eu. Da? Nu-i lăsa să aștepte. Obținute. Tu n-ai făcut nimic. Da, eu n-am făcut nimic. Tu n-ai făcut nimic. Eu n-am făcut nimic. Da? Sunt aici. Nu mai pot cu menurile astea, pur și simplu. Nu mai pot. Deranjez, domnule director? Hei. Da, și nu. Ce e sunetul ăsta? Sunt niște e-mail-uri care vin pe bandă rulantă și la care trebuie să răspund. Gata. Nu te mai deranjează. Dar știi că ele nu au dispărut, adică sunt în continuare acolo și mă așteaptă. Da, dar măcar nu te duci cu capul. Ce faci? Cum te simți în prima zi în noua postură? Bine. Groaznic. Groaznic? De ce? Mă simt ca un impostor. Nu înțeleg ce caut aici. Poate reușesc eu să-ți mai distrag atenția. Azi o să probez rochile de mireasă și trebuie să ne alegem verighetele, să vorbim de catering. Crezi că poți scăpa mai devreme? Călin. Iartă-mă, stai, că chiar trebuie să răspund la un mail acum. Nu, azi sigur nu pot. Ok, sigur. E prima zi, te înțeleg. Două secunde. Idee. Vorbește cu Olivia. Poate are liber și te ajută ea. Și așa ieși și voi. Două cafetele, beți un suc după. Da. Ce idee bună. Poate o rog să fie și ginere. Ai vrea tu să scapi așa ușor de mine? Să nu iei să-ți iei costum. Și eu te iubesc. Familia Corleone! Ce faci, băi, mamă, ești bine? Ai băut gaz, Andreea, ai? Sunt bine.
Nu mă dai pe mâna la mafiotul ăsta și mă întrebi pe mine, sunt bine? Eu sunt super, Andriu! Ăsta a fost visul meu de viață. Fă-i să fiu o gonac la vânătoare. Îmi bine, cum să fiu bine? Înțelegi dacă mă găseai ciuruită de poliția acolo și în... Spre ce vorbești, mă? Nu i-ai zis, a? Că m-ai dat pe mâna la nebunul de Silviu. Ce-ai făcut? Ce era să fac? Să stau să mă împuși cu Silviu? Oricum nu i-ar fi făcut nimic. Nu zău. Că m-a legat acolo, așa? Și eu nu te-am legat? Lasă plică, ce e familie. Da. Băi, Lucian, tu iar mi-ai ascuns mie lucruri? Gata. Ia zi, l-au arestat? Mă mai lăsi să spui? Am o zi. E în comă. În comă? Păi, îți spui sigur că mă pricep. Era avea culoare de pământ. Asta e și mai bine. Și acum nu mai deci să-ți faci griji. E foarte bine. E super. Sunteți bine fericiți, da? Nu contează. Păi eu puteam să zac acolo așa mâncată de câini în pădure, dar de unde cu de umflată, nu? Ai, mamă. Andreea! Da. Au zis să vii acum. Da, zile că vin imediat. Cum am vorbit, da? Da, am înțeles. Eu nu am făcut nimic. N-ai făcut nimic? Da. Simplu. Vei, unde duci? Ne-ai merg la dracu să mă pieptăne. La poliție, că vor ăștia să mă ia la întrebări în legătură cu ce a zis Mioara de mine. Andreu, fii atent la cea. Ascultă-mă la mine, facem o nefăcută. Evadă-mă. Alo, ia lasă tu ideile astea, că tu mai mult încurci. Hai, vezi de treabă. Te ocupi tu de Mioara, da? Da, ți-am zis. Pupii, iubi, acolo. A, da? Ia. Atunci, eu ce face Adela? Ai venit să mă ții de mână? Nu. Am venit să mă asigur că nu le mai torn și lor o minciună cum ai făcut mie. Adela, de câte ori să mai... Nu ai putut să te uiți în ochii mei și să mă rogi să te cred că tu n-ai avut nimic de-a face cu răpirea copilului meu. Pentru că nu am avut nimic de-a face. Și singurul motiv pentru care ți-am spus că a fost Lucian este pentru că eram supărată pe el. Ne-am certat și am vrut să mă răzbun, înțelegi? Deci tu nici acum nu recunoști, nu? Dacă nu am făcut nimic. Minți, Andreea, Mioara a zis tot. Bună! Bună! Ce face Andreea aici? Am venit să mă asigur că se face dreptate. Că Andreea plătește pentru că mi-a răpit copilul. Am înțeles. Păi să știi că poți să depui plângere oficial dacă tot ești aici. Da. Adela, nu am făcut nimic. Ba, ai făcut! Am toate motivele să cred că mi-a răpit copilul. Am înțeles. Andreea, te rog frumos, du-te în birou, așteaptă-mă, vorbesc puțin cu Adela și vinimea. Tot umblat, pentru că a fost foarte greu de dat de tine. Da, de ce m-ai căutat? Păi vreau să-ți readuc la cunoștință că ești suspectă în cazul răpirii lui Bogdan Andronic. Constantin. Da, și Constantin. Uh-huh. Ai nevoie de un avocat? Dacă cumva nu-ți permiți, vei primi unul din oficiu. Da, nu e nevoie că nu o să stau mult aici. Am înțeles. E treaba ta. Bun. Andreea, în noaptea în care Bogdanel a fost răpit, tu erai în bucătărie în momentul în care s-a oprit curentul, da? Da. Ce s-a întâmplat după aia? Și după aia m-am dus la mama, așa cum ți-a zis și ea și ți-am zis și eu de 1000 de ori. Andreea, hai să vorbim, că ne cunoaștem de viață. Zi-mi și mie, tu pe cine suspectezi? Cine crezi tu că l-a răpit pe Bogdan? Sincer, Lucian? Da, Lucian era cu tine în momentul ăla, în caz că ai uitat. Și atunci, cine? Silviu. Toată noaptea s-a perindat pe acolo, l-a văzut o grămadă de lume, n-avea ce să caute acolo. E destul de evident că el l-a răpit pe Bogdan, nu? Silviu, zice, nu? Pentru că eu nu găsesc nicio legătură între Silviu și tanti Mioara. Asta e problema. Deși avem dovezi clare, știi, că tanti Mioara a ținut copilul în casă.
Mai mult decât atât, Mioara mi-a spus că tu l-ai adus acolo. Dacă minte, îți dai seama, n-am de unde să știu. Domn procuror, am treabă. Ce să nu? Avem o situație care s-ar putea să vă intereseze. Zi. Unul dintre martori și-a schimbat declarația. Să nu spică Mioara. Ba da. Eu ți-am zis că nu stau mult. Nu pleci nicăieri. Revin. Da, vine.